Tribunalul Mureș a emis joi 30 ianuarie mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele Salai Lorand, acuzat de infracțiunile de omor deosebit de grav, tâlhărie și distrugere, în cazul tinerei ucise în urmă cu două seri la Târgu Mureș. Potrivit Zi de Zi, avocatului Salai, desemnat din oficiu, a declarat recurs împotriva sentinței de emitere a mandatului de arestare preventivă, ce a fost judecat și respins de Curtea de Apel Târgu Mureș vineri 31 ianuarie. La Tribunalul Mureș s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 29 de zile, inculpatul fiind cercetat pentru săvârșirea mai multe infracțiuni, respectiv omor deosebit de grav, distrugere, profanare de morminte. A declarat recurs cu ocazia pronunțării hotărârii, recurs care s-a judecat astăzi la Curtea de Apel Târgu Mureș, soluția fiind respingerea recursului. Ca atare, inculpatul rămâne în stare de arest preventiv pe o durată de 29 de zile. Din probatoriul administrat de parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a rezultat faptul că în data de 28 ianuarie 2014, Salai Lorand i-a aplicat victimei peste 40 de lovituri de cuțit, în urma cărora aceasta a decedat. Potrivit documentelor, decesul fetei a survenit în dimineața zilei de 28 ianuarie, iar Salai Lorand este suspectat că s-a reîntors în locuința acesteia seara după ora 22:30. A încercat să-și acopere urmele, incendiind apartamentul. Procurorii susțin că în aceleași împrejurări Salai Lorand a luat mai multe bijuterii aparținând victimei. Tânărul a fost prins miercuri dimineață pe aeroport în timp ce încerca să părăsească țara. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cuprinsă între 15 și 25 de ani de închisoare. Iar dacă se vor lua în calcul circumstanțe agravante, detenția poate fi chiar pe viață.